Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Apropo cu RCA-ul ăsta, fraților, pe mine nu încetează să mă uluiască datele care apar din când în când despre situația legală în privința traficului din România. Știți că mai departe, cred că de luna trecută vorbeam de cum 10% din mașinile înmatriculate în Ilfov anul trecut sau în urmă cu 2 ani au fost înmatriculate ilegal sau da, permise false cu duiumul, cu găleata. În Suceava, la fel, la Pitești, la Brăila, unde au mai fost? Băi, este ceva îngrozitor. Acum, alta, cu asigurările, cu RCA-ul. 30%, fiți atenți, este informație oficială, 30% dintre autovehiculele care circulau la data de 31 decembrie 2021, adică la sfârșitul anului trecut, pe drumurile din România, nu, repet, nu aveau încheiată poliță valabilă de răspundere civilă auto RCA. Este vorba de 2.940.000 de mașini, autovehicule, dintr-un total de 9.660.000. Incredibil. Bă, băiatule, 3 milioane de mașini fără RCA, care te bagă în belea și cheltuială dacă te lovesc. Sunt 3 milioane, adică nu că, știi, mă rog, ne gândim, băi, te lovește unul, bă, o fi având RCA, te gândești, hai mă, care o fi șansa? E una din trei. Da. Deci una din trei este să nu ai, bă, la RCA, este ceva. Este puțin mai că te gândești dacă are RCA. Eu nici nu iau în calcul să n-ai, bă, RCA, adică nu mai, nici nu m-am gândit vreodată că cineva n-ar putea să-și facă RCA. Da, uite mă, una serios. Din trei. Una din trei. Chiar așa, ați, dragilor, ați avut vreodată vreun accident cu vreo mașină, cineva, un șofer care nu avea RCA pe mașina respectivă? În ce bele ați intrat? În ce bătaie de cap? Ce bătaie de cap ați avut? Pentru că e complicat. Sau hai să facem altfel. Deci, să ne sune, sunați-ne dacă ați avut accident cu cineva care n-avea RCA și povestiți-ne prin ce ați trecut. Sau sunați-ne, domnule, dacă n-aveți RCA. De ce nu vă faceți RCA? Sună, nu trebuie să ne spuneți numele, știți foarte bine, e anonim. 0372069599. Sau un mesaj audio pe WhatsApp, dacă vă e mai simplu, 0728312. Cum e, domne, să trăiești fără RCA? Nu ai o strângere de inimă când mergi prin trafic? Odată că te oprește poliția... E mai ieftin. Îți cere actele. Aia... N-ai RCA. Îți pe mine nu m-a mai oprit poliția de circa 10 ani. Deci asta nu e un criteriu. Că poliția oprește tot mai puțin, adică filtre de-astea sunt tot mai rare. Da. Voi v-a mai oprit poliția? Nu. Așa, nu, să vă verifice RCA-ul și documentele? Chiar nu mai știu că nu m-a mai oprit poliția. Nu, chiar nu. Da, bun, ok, dar hai să zicem, se întâmplă ceva. Da. Nu știu, te trage pe dreapta. Nu, dar, doamne ferește, intri în unul care are o mașină scumpă, că slavă cerului, acum e plin de mașini scumpe. Și te nenorociști. Dă-mă în judecat. Ce, n-ai, ce să-mi iei? N-am nimic pe numele meu. E super nasol. Eu am casco. Am avut, știți foarte bine, anul trecut, m-au lovit doi. Unul a intrat pe contrasens. Era o mașină leasing, nu era. Și altul, un turc, a intrat în spatele meu, zdrang. Ăla avea RCA la City Insurance, la faliții. Uh-huh. Eu am casco. Acum e problema societății de asigurare să-și recupereze banii. Da, da. Nu poți nimic, nefiind din vina mea, ea fac casco în regres, nu știu cum Dumnezeului, își recuperează banii. Dar dacă n-aș fi avut casco, era bătaia de cap a naibii. Ori îți făceai mașina pe banii tăi, păi, ori așteptai să-ți plătească omul ăla reparația vreodată. Ăla ce să plătească? Ăla și-o dă la asigurare. Care e problema? Dar avea RCA. Altfel, ce faci? Trebuie să-l dai judecat. Da, și să-i iei banii de la și știi cât de scumpe sunt reparațiile astea? Deci mie la ultima aia când mi-a spart bara, de fapt, și atât a fost. Mi-a spart bara și un bec de la număr. Și a trebuit schimbat tot ansamblu. A fost, cred că, peste 1000 de euro. 5-6 mii de lei, ceva de genul ăsta. O grămadă de bani, o bară, da, de plastic, bani. O bucată de plastic. Și n-am pățit nimic. Adică nu s-a spart niciun stop, nu s-a spart lunet. 0372069599. Ați pățit să fiți loviți de cineva fără RCA? Ce ați făcut? Cum ați rezolvat situația? Sau, bine, dacă n-aveți RCA, sunați-ne și pe noi, ziceți-ne. De ce nu vă faceți RCA și cum e viața fără RCA? 0372069599. Ne sunați și intrăm în direct imediat. Aproape 3 milioane de autovehicule din totalul de 9.660.000 care circulă în România nu au RCA și că ne-am luat cu vorba data la precedenta intervenție, am uitat să dau și sursa pentru asta. Citez.
datele sunt cuprinse într-un răspuns pe care Nicu Marcu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară, l-a dat unei întrebări adresate în plenul Parlamentului de către deputatul PSD Vasilică Toma. Deci răspuns oficial citat de publicația newsweek.ro. Da, intrăm val de mesaje și de telefoane. Să vedem, intrăm imediat în direct, da? Începem cu mesajele azi. Păi pe un salariu minim din România și asigurarea la mașină 1300 de lei, cum ați vrea să-mi plătesc, să-mi și mănânc, să și plătesc facturi? Da, de acord, salariul minim e mic, da, asigurarea este scumpă, recunosc, nimic de comentat aici, dar când îți iei mașina, asta presupune niște costuri. Asta e viața, adică astea sunt costurile, da. nu sunt opționale. Există transport în comun? Mi-am luat mașină și nu mai plătesc restul, că asta e viața. Nu, presupune niște costuri. Trebuie să te gândești când îți iei mașină, am bani de asigurări, am bani de reparații, am bani să schimb becul când se arde, am bani de benzină și așa mai departe. N-am. Da, atunci nu-mi iau, că nu am bani pentru asta. Salut, băieți! Am avut odată un accident, mă rog, o tamponare ușoară în trafic. Tipul care m-a lovit nu avea RCA și l-am pus să facă RCA-ul și am declarat accidentul la două zile după ce și-a încheiat polița. Adică în aceea zi, două zile mai târziu. Doar să fim legali. Înțeleg că asta este Înțeleg că asta este o metodă pe care o mai încearcă unii. Interesant că și tipul ăla care a intrat pe contrasens și a intrat în mine, m-a lovit, m-a sunat, avea permisul expirat și s-a speriat și m-a sunat și mi-a zis: nu vrei să mai declarăm o dată accidentul peste două zile? Asta este e o practică. Fraudă de asigurări. E fraudă de asigurări când faci chestia asta. Adică nu e de glumit, e infracțiune. Nu e că să fie legal, din potrivă, ai comis o ilegalitate. Mare. Ți-ai rezolvat o cheltuială, dar dacă ești prins, e fraudă de asigurări. Ai încurcat-o. Da, dar cu toate astea, știi, și și victima e tentată să accepte asta, pentru că altfel înțeleg. Știe că o să-și recupereze foarte greu banii de la făptuitor. Da, de acord, dar devii complice, devii complice într-o fraudă. Nu e categoric. Hai să mai vedem. Bună dimineața! M-a lovit o persoană și când am mers să facem gena mea, bilan, am zis: știți, eu am o mică problemă. Zic: da, spuneți. Zice: nu am asigurarea, nu e valabilă. Păi zic: și cum facem? Păi zice: nu știu, cum facem? Păi zic: trebuie să-mi plătiți atunci dauna. Și m-a rugat frumos, era o fată, o doamnă, o mămică, era cu copilul în spate și copilul un pic speriat, n-a fost un accident grav, o atingere, dar în fine, mi-a înduit aripa. Și zice: păi, o fac ca astăzi și ne vedem mai încolo. Am făcut poze după buletin, după talon, am făcut schimb de numere, am stat un pic cu inima strânsă, dar până la urmă s-a rezolvat. Adică n-aș fi făcut asigurarea și... Dar na, asta e varianta românească, că legal nu era. Dar nu e legal. O zi bună. E foarte nerecunoscut să faci asta. Că dacă ești prins, ai încurcat-o de tot. Trebuie să dai o grămadă de explicații și poți să intri în belele foarte mari. Salut, băieți! Nu sunt adeptul a circulatului fără RCA, am RCA-uri, dar și dacă îl ai, degeaba l-ai. Anul trecut de Paști a lovit o doamnă pe soția mea și nici până în momentul de față nu am recuperat banii de la asigurator, iar serviciul care mi-a reparat mașina tocmai m-a înștiințat că trebuie să fac eu plata din buzunarul meu. Deci, practic, degeaba o avem. Trebuie să fiți atenți la ce fel de asigurări încheiați. Deci, și, da, sigur, mai sunt și companii. Am avut un faliment de companie mare anul trecut, City Insurance. Da. E complicat rău de tot cu ei. Da, bine, dar nu te afectează pe tine. Adică, ascultătorul de mai devreme era afectat de polița... Păi da, te lovește și trebuie să repari mașina pe polița lui. Și dacă ăla, asiguratorul ăla e neserios, atunci da, e dificultăți. Acum a apărut varianta asta de poliță RCA cu regres, în care dacă tu te adresezi unui asigurator de calitate și sigur plătești ceva mai mult, se ocupă ei. Se ocupă ei și atunci mergi pe polița ta. Hai să luăm și niște telefoane. Așteaptă oamenii. Ia, cine e pe linia 1? Pe linia 1 nu scrie cine este. Marian? Marian. Salut, Marian. Salut. Întâmplarea mea merge așa. Da. Pe un fir comic, am fost lovit fix de mașina poliției. Nu cred că n-avea RCA. Să crezi. A, nu cred așa. Nu avea RCA.
Și pentru mine unul a fost cu finalul, să-i spun fericit, dar ilegal, bineînțeles, că domnul agent s-a ocupat și a rezolvat reparația mașinii mele. Da. Se pare genial. Mersi, Marian. Am oprit la trecerea de pietoni, am venit din spate, se uita în telefon și... De steaua mea, o ce țară. În ce oraș s-a întâmplat asta? Fix în București. În București. Mulțumim tare mult. Mai avem două mesaje din străinătate, le ascultăm imediat. Anca, bună dimineața. Anca. Bună dimineața. Bună, te ascultăm. Mulțumim că ai stat pe linie, te rog. Anul trecut firma noastră a cumpărat un Docker absolut nou, da, care stătea la un stop, un Mercedes și un BMW s-au lovit, au ricoșat și ne-au luat mașina cu platforma. BMW-ul care a provocat accidentul era matriculat în Franța, nu avea asigurare. Firma a suportat 25.000 de lei repararea mașinii noastre, dar ulterior ne-am recuperat banii cu multă trudă și mult stres și mult timp. Ne-am recuperat banii de la BAR, nu știu exact cum se traduce acum în România, Biroul Asiguratorilor Auto, cred. Din România? Din România. Aha. Da, da, da. Deci și anul ăsta am pățit tot așa cu o mașină a firmei, cu o mașină care avea asigurare la City și FGA a acoperit toate costurile. Deci se poate, zic eu, dar e într-adevăr stres. Și ați făcut, și trebuie nu știu să cât se de... ocupe cineva. Nu știu cât de mare este firma în care lucrezi, dar ați făcut o estimare cât v-a costat în ore muncă, avocați, juridic... toată afacerea asta? Nu. De absolut tot m-am ocupat eu, doar prin mail, și poze, mă rog, pe care le-am făcut eu, hârtii multe completate, nu a fost vorba de avocat, nu a fost vorba de absolut nimic. Au răspuns la telefon cei de la BAR, dar v-am zis, a trecut mai mult timp și a trebuit să urmăresc mai multe etape, dar în rest a fost în regulă și au plătit integral, chiar și după reconstatare, au plătit absolut tot. Bine de știut. Mulțumim foarte frumos pentru explicația, Anca. Constantin, bună dimineața. Bună, Constantin. Neața. Alo, Constantin. Bună, te ascultăm. Deci, am lovit eu o mașină de Anglia. Da. Fără asigurare. Nu aveai tu sau? Nu avea el. Era vina mea. Și el nu avea asigurare. Da, a fost, i-am fundat talipa. Practic, era și poliția în intersecție. Inițial nu a vrut să facem amiabilă, mi-a cerut undeva la 3.000 de lei. Din fericire există un site pe care se pot verifica mașinile de Anglia, nu apărat cu asigurare, și la sfatul polițistului a trebuit să aștept până după masă, când ei și-au făcut asigurarea online, avea pe cineva în Anglia. La sfatul polițistului. Da. Păi, este ceva. Mulțumesc foarte mult. Da, mersi, mulțumim. Constantin, am înțeles. Deci, polițistul, hai faceți o fraudă. Sunt și mesaje care se referă la relativitatea acestei statistici, în sensul că, uite, ne zice Gicu, da, că se referă statistica la numărul total de vehicule înregistrate și că nu toate circulă. Că el, de exemplu, are 4 vehicule înmatriculate care nu au RCA și pe care nu le folosește. Da, am înțeles. Sigur, e și asta o problemă. Da, de ce să ții 4 mașini care ocupă 4 locuri de parcare undeva oriunde, da, chiar și la tine în curte, dacă nu le folosești? Este treaba lui. Dar eu știu puțini oameni care au mașini cu care nu circulă deloc și le țin doar de frumusețe, așa. Categoric, dar Bucureștiul e plin de... epave. Nu știu dacă e chiar plin de epave. Adică Luca face curat și printre mașini. Hai să mai vedem. Hai să ascultăm mesajele. Neața, în Danemarca, dacă nu plătești RCA-ul, plătești în jur de 40 de euro pe zi până ți-l faci, iar dacă nu ți-l faci, vine poliția și ți-a plăcuțele de matriculare. O zi bună. Poftim. Este un val de mesaje din diasporă și asta e o practică. Uite, și în Spania zice că ți se confiscă mașina dacă nu ai asigurare. Da. În Germania, dacă n-ai asigurare, în maximum 2 zile vine poliția la tine acasă și ți ia numerele. Dar știi că pentru că lucrează cu baze de date. Este extrem de ușor de verificat, adică așa cum există camere de rovinietă pe multe șosele din România, se poate verifica în bază de date dacă există asigurare și dacă nu... s-a terminat mașina respectivă, e dată în consum. Dar chiar nu înțeleg camerele respective de ce nu citesc și genul ăsta de informații. Păi nu știu, pentru că adică statul de ce nu sunt conectate și la o bază de date Trebuie să le conectezi? Pentru că statul român.
Pentru că statul român, de-aia. Hai să mai vedem alte state. Hai. Bună dimineața, băieți, sunt George Călin din New Jersey, Statele Unite. La noi în America nu poți să îți iei număr până nu ai asigurare. Primul lucru care îți cere poliția, asta îți cere când te oprești. Asta e valabil și în România. Deci în fiecare an trebuie să îți iei registrare nouă, certificat de matriculare, cum a venit în România, și nu poți să iei dacă nu ai asigurare. Deci este obligatoriu. Primul lucru care cere poliția, să ai asigurare. Nu știu dacă... Vă doresc o zi bună. Mulțumim foarte frumos pentru mesaj. Nu știu dacă în Statele Unite se face anual, dar și în România nu poți să matriculezi o mașină dacă nu ai RCA-ul. Problema e că după aia trec cele 6 luni sau cât e durata minimă de RCA și pa, pa. Mai avem mai puțin de un minut. Ionuț, bună dimineața. Bună dimineața, Ionuț. Bună dimineața. Bună. Da, te rog. Referitor la discuția dumneavoastră, da, am pățit eu odată cu o mașină de dezăpezire. Mașină de dezăpezire. M-a accidentat, m-a lovit un pic. Și n-avea RCA. N-avea nici RCA și era și beat mort șoferul. Avea 1,7 alcool. Mai, mamă, mamă. Deci nici nu-și aduce aminte ce a făcut. Și cum s-a terminat? Acum era mașina, era mașina unei companii, nu? Mașina unei companii de dezăpezire, exact. A trebuit să merg la... Mulțumesc. E o asociație a victimelor străzii. Da, și te-au ajutat și de acolo. Există această asociație. Mulțumim. Am primit câteva mesaje și pe tema asta cu asociația a victimelor este străzii. Este scandaloasă indiferența statului român față de o problemă atât de mare care este cunoscută. Iată, întreabă cineva în Parlament, primește răspunsul. Una din trei nu are asigurări. Și există rezolvare, adică există modele de a rezolva asta în țările civilizate. Nu trebuie decât să importăm un model și să-l aplicăm. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.